importante, știu despre domnul Bay este că este o persoană reală. Nu am inventat-o eu acum ca să vă spun o poveste. Lucrează la Walmart de 30 de ani. Walmart fiind un lanț de supermarketuri în state. În statul Kansas, dacă are o importanță. Ajunge la lucru, interacționează cu clienții, îl iubesc foarte mult, interacționează cu colegii lui și el îl iubesc foarte mult, are de treabă și pe la casă, mai multă marfă și cam așa trece ziua domnului Wade de 30 de ani în pace la Walmart. De ce m-am decis eu oare să vă spun despre domnul Wade? Puteți ghici ce îl face atât de special? Dacă ghiciți o să fie really freaky, dar hai să încercăm. Mai, dar ești pe calea cea bună. Mai, dar ești pe calea cea bună. Mai, și ești pe calea cea bună. Domnul Wade are 103 ani, anul ăsta va împlini 104 ani și este cel mai experimentat angajat al lanțului de supermarketuri Walmart. 103 ani, lucrează de 30 de ani în Walmart și este veteran din cel de-al doilea război mondial. Serios, nu inventez, puteți să-l căutați, astăzi am aflat și eu și s-a nimerit la absolut fix cu ceea ce vreau să vă povestesc. Din păcate sau din fericire, povestea domnului Wade începe cumva să se generalizeze într-un trend, în Europa cel puțin, cât mai mulți dintre cei care ar trebui să ajungă la vârsta de pensionare renunță la a se pensiona și continuă până în anii de glorie, trecând de 65 de ani în locul de muncă. Numele meu este Mădălina Anastasia. Sunt de la Azimut Happy Employees. Noi suntem o firmă de team building și training în Cluj-Napoca din 2008. Astăzi vom povesti despre locul de muncă multigenerațional. După cum spunea Ovidiu, noi am devenit deja un pic clasici la TSM. Vă puteți aștepta să ne găsiți aici, printre prezentări de IT la care dăm din cap cu politețe, pentru că asta este. Ne-am propus ca anul acesta prezentările pe care le facem pentru voi să fie despre tendințele la locul de muncă, mai ales uitându-ne înspre anul 2020. Dacă ați fost la TSM în ianuarie, am făcut niște amenințări referitoare la anul 2020, dar de data asta am venit să dau vești bune și mă bucur că pot să fac și o prezentare veselă la TSM. Perfect! Iată generațiile de pe piața muncii actuale. Avem baby boomers, care pentru unii dintre noi sunt generația părinților sau a bunicilor. Avem generația X. Câți din sală suntem din generația X? Între 65 și 80. Născuți înainte 80. Ok. 3 persoane, 4, 5, 6, 7. Așa, bă, perfect. Îți ridice o persoană mâna și după aceea recunoaște toată lumea. Avem generația Y. Ok, super. Generația Y, anul acesta și anul viitor, o să cam acapareze piața muncii, o să fim cam jumătate din cei activi, o să fim milenari. Și de ce am pus o steluță în dreptul generației Z? O prezentare veselă vreau la TSM și după aia ce?
m-am gândit cum ar fi să lucrez cu mami și cu bunii la filmă. Exact. Aia e reacția. Dar de asta am vrut să iau părerile voastre din public, pentru că este o experiență frumoasă. Deci am întrebat. Cel puțin în literatura de specialitate și în oamenii care au fost intervievați despre cum s-ar simți cu un astfel de loc de muncă sau cum se simt având în prezent un astfel de loc de muncă, mulți dintre ei au dat vina pe anumite probleme din companie tocmai pentru că există mai multe generații în film. Da, comunicarea nu merge bine pentru că pune-l până de 60 de ani să vorbească până la 21. Dar normal că nu este un grup coeziv. Nu poți să-i explici uneia de 50 de ani că trebuie să-și ia responsabilități în plus. Sau uneia de 23 de ani că trebuie să-și respecte deadline-ul. Este absolut tentant să dăm vina tocmai pe stereotipurile vârstei ca să acoperim niște probleme din filmă. Și câteodată poate chiar suntem îndreptățiți să facem asta. Vestea bună este că literatura de specialitate care s-a făcut, research care s-a făcut pe astfel de companii, ne arată că poate fi un avantaj competitiv extraordinar de bun să avem colegi din mai multe generații la locul de muncă. Cum au făcut firmele acestea care au reușit să facă totuși un grup coeziv și care au reușit să scoată productivitate din oamenii aceștia? Păi s-au uitat un pic în psihologie, mai ales în psihologie organizațională, care zice în felul următor. Mai ales când avem grupuri mixte, când avem echipe mixte, nu toată lumea este baby boomer sau nu toată lumea este millennial, nu funcționează o abordare generală. Spre exemplu, știu că generația baby boomer vrea siguranță financiară și doar atât. Sau, spre exemplu, știu că millennials o să-și dorească să aibă autonomie pe task și atunci toată lumea trebuie să primească asta. Ceea ce este un caz fericit și ceea ce știm că funcționează și s-a demonstrat de-a lungul anilor în organizație este că în momentul în care am o companie cu mai multe generații care fac parte din ea, cele mai bune rezultate se dau, sau mă rog, le primim atunci când abordăm individul ca fiind individ. Și atunci nu trebuie să ne mai stresăm foarte tare să mă gândesc, ok, dacă ai 45 de ani, fac un calcul mental, în ce generație te pun și apoi încerc să mă gândesc care a fost contextul istoric și economic, socioeconomic în care ai crescut, ok, drop that, that's bullshit. Cel puțin la grupurile mixte. Ne spune psihologia că fiecare individ, atunci când îl abordăm în mod individual, pe lângă faptul că o să fim surprinși de dorințele și nevoile pe care le au, o să obținem rezultate cu atât mai bune. Și tot psihologia și research-ul ne aduce o surpriză și mai frumoasă. S-a făcut un studiu de-a lungul celor trei generații, baby boomer, generația X și generația Y, ca să se descopere că, de fapt, cel puțin în ceea ce privește locul de muncă, așteptările și nevoile sunt în mare parte aceleași. Și am ales aici patru dintre așteptările și nevoile celor trei generații, patru așteptări care s-au întâlnit, s-au regăsit cel mai des. Recunoașterea meritelor la locul de muncă, n-am știut cum se traduc asta în românește, astfel încât să sună bine, inspirational leadership, știm cu toții ce înseamnă, promovare pe baza performanței, să am criterii clare pe baza căreia sunt considerat a fi performant și sunt avansat în job, și de asemenea strategii de business clar articulate, să știu unde vreau să ajungă firma mea și care este rolul meu acolo. Pe baza acestora putem sfătui companiile să construiască o cultură organizațională care să includă toate cele trei și la vară patru generații pe care o să le avem și o să le întâlnim la locul de muncă. Acestea sunt punctele pe care, dacă mergem, cel puțin cercetarea ne spune că nu o să dăm greș. Vă mai las cu un singur avantaj de a avea un loc de muncă multigenerațional și se leagă foarte mult cu ce a spus colegul nostru din primul rând. Există un anumit fenomen care în engleză se cheamă grunting. Asta este denumirea fancy pentru că în română se cheamă gândire de turmă. Dar o să-i spunem grunting, fiindcă suntem la un eveniment intelectual. Grunting
fie super biasate. Dar, într-adevăr, atunci când făceam cercetarea semnătății, m-am și eu lucrat cu filme multigeneraționale, cel puțin în domeniul producției, unde găsești de la 20 până la 65 de ani. E un pic dificil să implementez lucrurile astea și pot să înțeleg cumva așa că ești touching about it. În schimb, am văzut, am colaborat și cu filme tot din domeniul producției, care cumva au refuzat să separe, să-și separe angajații după vârstă. Și am observat în timp de timp am avut ca și echipă, dar exact deci ăsta era intervalul 20-60, era trecut de 65 pentru cel mai vârstă participant. Se creează o coeziune foarte frumoasă între ei, tocmai pentru că, fiind o firmă mai micuță, au fost tratat ca indivizi. Și atunci au putut să se cunoască în mod separat, nu neapărat ca și gașca, ok, că sunt gașca 60 plus. Cu curiozitatea mea, Corea, cu diferențe de dată cu cele patru puncte pe care le-ați identificat, gen că, indiferent de generație, practic își doresc același lucru. Ok, și asta nu? Da. Și întrebarea mea era dacă, în funcție de mediul în care ei se dezvoltă la nivel organizațional, pot să apară diferențe nici 5 minute nu durează, știi? Deci cam asta e partea negativă. Dar da,